Stimați telespectatori, bună ziua, vizionați telejurnalul în limba română. Pentru început, titlurile ediției de astăzi. Atitudinea definitivă a partidelor politice despre proiectul statutului Voivodinei va fi cunoscută în urma consultărilor interne și reciproce suplimentare. În urmă cu 15 ani, aviația NATO a distrus podul Libertății de peste Dunăre. Nu există niciun impediment de natură birocratică pentru procurarea motorinei subvenționate, s-a comunicat de la Ministerul Agriculturii. Mâine, vremea se va menține foarte caldă pentru această perioadă, comunică meteorologii. Atitudinea definitivă a partidelor politice despre proiectul statutului Voivodinei va fi cunoscută în urma consultărilor interne și reciproce suplimentare. Primele reacții însă denotă că urmează o perioadă foarte grea de conformare politică, având în vedere că neadoptarea statutului ar duce la blocarea funcționării provinciei. Mesajul în urma consultărilor va indica cu siguranță asupra necesității modificării Constituției și a poziției față de drepturile autonome ale Voivodinei. Este atitudinea Partidului Democrat. Este o problemă statală și vom face totul să avem un consens cât mai mare pentru statutul Voivodinei în parlamentele provincial și republican. Textul proiectului statutului Voivodinei este conformat hotărârii Curții Constituționale, care este de fapt foarte controversată, menționează Branislav Bogaroșchi de la Liga Social-Democrațiilor Voivodineni, anunțând și următorii pași. Cred că există spațiu, dar și voință să conformăm părerile și să ajungem la un text calitativ. SD-ul va insista la unele principii de bază privind existența Voivodinei ca provincie. Eu personal consider că în hotărârea Curții Constituționale este evidentă diminuarea, într-o oarecare măsură, a autonomiei Voivodinei, a declarat șeful Clubului Provincial de Deputați al Uniunii Maghiarilor Voivodineni, Sándor Egereși. Avem și unele alternative care trebuie dezbătute și aduse cele mai bune soluții în momentul de față. Partidul Progresist Sârb este în general mulțumit cu textul proiectului, considerând că sunt totuși necesare unele corecții. Considerăm că statutul este pe meritul cetățenilor Voivodinei, așa cum prevede Constituția, iar acele părți care au fost proclamate neconstituționale au fost conformate cu legea. În textul proiectului statutului, pentru unele probleme sunt oferite câteva soluții alternative. Este cert că discuțiile vor fi cele mai aspre în problema poziției orașului Novi Sad și a viitoarei denumiri a guvernului Voivodinei. Președintele Serbiei, Tomislav Nikolić, s-a întâlnit astăzi la Belgrad cu Nebojša Radmanović, membru al președinției Bosniei Herțegovina. Temele convorbirilor, relațiile bilaterale, situația politică actuală și relații politice externe. Aviația NATO a distrus în urmă cu 15 ani podul Libertății de peste Dunăre la Novi Sad, care a legat orașul cu Sremska Kamenica. În momentul bombardării pe pod s-au aflat mai multe autovehicule, iar 7 persoane au fost rănite, printre ei și Cristian Loftrean, care a căzut cu bicicleta în Dunăre. Vă prezentăm în continuare câteva secvențe din filmul documentar filmat în anul 2001. La 3 aprilie, mândria orașului Novi Sad, podul Libertății, s-a prăbușit în apele Dunării. În momentul când podul a fost bombardat, eu am fost pe pod cu biciclu aici în Ungheva. Am plecat acasă de la... Am fost la basket la cortașii mei și am plecat acasă. Din partea lui Pribaraț a venit racheta care am văzut-o la vreo jumătate de pod. Și atunci am mânat un pic mai fugă biciclul să fug. Am știut că ceva se întâmplă. Când a fost explozia, eu întâi am vrut să cred că nu a fost pe pod, că nu-i lovit podul, că i-a lovit ceva altceva. A fost tare mare și explozia s-a auzit tare și blițul ăla și s-a făcut tot s-a... Și... Eu întâi am crezut că nu-i pod. Ma când podul a început să se cutremure și să pișe saile astea și construcția să se rupă, atunci vece m-am știut și am fost conștient că îi pod. Și atunci au fost mai rău. Atunci am fost, să zic așa, în șoc. Și după aia nici n-am mai avut vreme nici să-mi fie frică, nici nimic. Atunci numai m-am uitat cum să mă cobor de pe pod.
Ministerul Agriculturii a comunicat astăzi că agricultorii pot să cumpere motorină subvenționată la toate benzinăriile din țară și că pentru aceasta nu există niciun impediment de natură birocratică. Agricultorii au dreptul să cumpere motorină la toate pompele de benzină din Serbia înainte de publicarea ordonanței despre condițiile, modul și formularul cererii pentru obținerea dreptului la subvenții pentru motorină, a comunicat astăzi Ministerul Agriculturii. Având în vedere că în ordonanță este definită drept dovadă pentru motorina cumpărată, chitanța obținută în perioada 1 ianuarie, finele toamnei, nu există niciun obstacol pentru procurarea de motorină la fiecare pompă din Serbia. Fondul Republican pentru Asigurarea de Sănătate a comunicat că astăzi a fost deschis tender pentru procurarea vaccinului Pentaxin pentru anul viitor. Deficitul actual a apărut din cauza neîndeplinirii obligațiilor de către producătorii străini. Cum vor proceda, vom vedea. Nu ne-au promis că vor livra vaccinele și pentru anul viitor. Ar fi fost tragic faptul ca noi să începem vaccinarea cu Pentaxin, iar ei să ne livreze cantitatea necesară, așa cum au făcut anul acesta cu Muntenegru, Bosnia-Herțegovina sau Republica Srpska. Această situație indică asupra importanței păstrării capacităților Institutului Torlac pentru producerea de vaccinuri și, în acest sens, asigurarea independenței imunizării copiilor în Serbia. Șefa sectorului pentru imunizare în Institutul pentru Sănătatea Publică al Serbiei, dr. Milan Jovanović Batut, Gordana Loncarević, a declarat că din cauza deficitului, Batut a asigurat cantități suficiente de vaccin Pentaxin care se procură în mod centralizat și apoi se distribuie, fiind accesibil în dispensarele sanitare. Mâine vremea se va menține foarte caldă pentru această perioadă, comunică meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat din sectoarele sudic și sud-estic. Temperaturile maxime vor atinge 25 de grade. Sâmbătă, în peisajul meteo, revin ploile. Vremea va fi în general închisă cu precipitații, iar temperatura va scădea ușor. Duminică vremea va fi închisă și relativ rece, cu ploi în regiunile joase și ninsori la munte. La începutul săptămânii viitoare, vremea se va ameliora temporar, miercuri fiind din nou posibile ploi și scăderea temperaturii. Stimați telespectatori, cu datele despre starea vremii am încheiat telejurnalul de astăzi. În numele echipei de serviciu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere!